Un sirian care se dădea drept medic stomatolog a fost reținut de polițiștii din capitală. Impostorul a fost scos la iveală de o reclamație a unei foste miss România pe care a fost la un pas să o mutileze. Clinica deschisă de falsul medic era deosebit de prezentă în mediul online, de unde își recruta de altfel și pacienții. Atul cabinetului fantomă, servicii stomatologice după miezul nopții. Cabinet stomatolog non-stop dental, ce clinic? Nu mai sunt acolo. De ce s-a închis? Colegii nu mai lucrează aici. Și unde v-ați mutat? Eu încă lucrez acolo, dar colegii mei cu dental check nu mai sunt acolo. Da, dar lucram în paralel cumva. Și s-au mutat de mult timp? Da, de anul trecut. 3-4 luni de zile? Ceva de genul. În această clinică din sectorul 5 a profesat falsul stomatolog. Lail Ahmad a tratat aici sute de pacienți, dădea și rețete. Pentru acestea folosea numele unui medic din România. Nu erau români, atâta știu la doctori. Altceva nici. Puține informații despre medicul sirian a avut și Larisa, fostă Miss România. A ajuns aici în miez de noapte cu o durere cruntă de măsea. După extracție, femeia s-a simțit rău. Așa a ajuns și la un medic autorizat. Am ajuns la spital. A trebuit să stau o perioadă foarte bună cu un tub de drenaj cu sât în gură. Au încercat, norocul meu a fost că am nimerit pe mâna unor medici foarte, foarte buni care nu au vrut să mă opereze pe față, ținând cont că sunt tânără. Victima a mers apoi să ceară explicații de la sirian. M-am dus înapoi să vadă ce am în gură și să-mi spună ce s-a întâmplat până la urmă. După care a negat faptul că mă cunoaște, că nu m-a operat el, nu știe cine sunt. Am chemat poliția când am văzut că nu se poate comunica în mod civilizat. După care a fugit. Așa a ajuns Larisa de la stomatolog la avocat și de acolo la poliție. Acele persoane care practicau medicina în mod clandestin și-au desfășurat activitatea și în zilele și săptămânile ulterioare. Se pare că vorbim de un medic care era autorizat în România, însă nu pentru medicină stomatologică, ci pentru un alt tip de medicină, iar sub acest acoperiș se pare că aducea fost studenți sau persoane care oricum nu aveau nicio calitate de medic în principal și lăsau să profeseze la ore târzii din noapte. Acum falsul stomatolog a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.